Dear participants, please let me know if you can hear me. Welcome to today's event. Today we are launching an important project, Civil Society for European Integration, a project co-founded by the European Union and Friedrich Ebert Foundation, implemented by expert group think tank. Implementator. Scopul proiectului este fortificarea capacităților societății civile în ceea ce ține de implicarea în procesul de integrare europeană și în procesul de îmbunătățire a guvernanței privind gestionarea finanțelor publice. Este un proiect care va fi implementat pe parcursul a 30 de luni și astăzi veți afla mai multe detalii despre acest proiect. Voi invita și ulterior colega mea, Ecaterina Rusu, care este coordonatoarea proiectului, pentru a prezenta mai multe detalii despre proiect. În ultimul panel al evenimentului vom discuta și progresul în ceea ce ține de implementarea celor nouă condiționalități pentru începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, pentru că nu am vrut să facem acest eveniment focusat doar pe prezentarea proiectului, pentru că am crezut că va fi mai puțin interesant pentru public, dar am vrut să extindem discuția pentru a discuta la modul cel mai concret cât de pregătiți suntem pentru începerea negocierilor și care sunt pașii următori în opinia societății civile. Deci vom prezenta concluziile raportului alternativ de monitorizare a implementării celor nouă condiționalități elaborat de către IPRE, Expert Group și Centrul de Resurse Juridice din Republica Moldova. Dar înainte de a procede la prezentări, am onoarea să invit să salut prim-ministrul Republicii Moldova, domnul Dorin Recean, care ofer cuvânt. Mulțumesc. De fapt, guvernul este onorat și mulțumește foarte mult delegației Uniunii Europene, fundației IPRE, celor care sunt implicați în acest proiect. El este foarte important în două considerente. Societatea civilă în Republica Moldova, în primul rând, că și-a asumat întotdeauna un rol de facilitare democratizării societății. Deci noi astăzi suntem aici, noi astăzi suntem la această etapă a relațiilor noastre cu Uniunea Europeană printr-un efort considerabil și consistent al societății civile. Și noi, dacă am observat în toată perioada asta, cât noi scăpam de Uniunea Sovietică și tot aveam discuții pe de o parte geopolitice, pe de altă parte legate de democratizare, anume societatea civilă a fost foarte vocală, anume societatea civilă a fost acel partener de încredere a prietenilor noștri din vest, din Uniunea Europeană, din Statele Unite, din alte țări care ne sunt prietene. Deci societatea civilă a fost acest partener de încredere din numele societății Republicii Moldova, care ne-a ajutat. De aici încolo, societatea civilă și în continuare trebuie să observe ce face guvernul, ce fac instituțiile, de fiecare dată să atenționeze asupra problemelor și vom aprecia întotdeauna acest rol de monitorizare. Iar pe de altă parte, tot societatea civilă are și un rol de a oferi expertiză acolo unde este necesar în acest proces,
complex de altfel de integrare europeană, pentru că asta înseamnă să ne adaptăm legislația, asta înseamnă să ne adaptăm reglementările, dar și mai, cum să zic eu, complex și important este ca noua legislație, noile reglementări să fie eficient implementate, în așa fel încât instituțiile să funcționeze așa cum ele au fost proiectate să funcționeze. Și de asta vreau să mulțumesc foarte mult pentru acest rol pe care societatea civilă și-o asumă și eu mă bucur ca și conducător a guvernului că avem o comunitate de organizații non-guvernamentale care fac parte, care sunt în esență reprezentanții societății civile, care au grijă, pe de o parte, guvernul să aibă un proces transparent și un proces consultativ de dezvoltare și de implementare a politicilor, iar pe de altă parte vreau să mulțumesc acestor organizații pentru expertiza cu care ajută guvernul și instituții individuale care fac parte din statul Republica Moldova. Mulțumesc tare mult! Mulțumim, domnule prim-ministru, pentru aceste aprecieri și pentru deschiderea guvernului pentru colaborare cu societatea civilă. Noi apreciem și acest nou suflu în dialogul cu societatea civilă pe care îl simțim în ultima perioadă și sperăm că această dinamică va fi doar în creștere. Și chiar îmi amintesc și atunci când împreună cu guvernul lucram la acel chestionar de evaluare a nivelului de pregătire Republicii Moldova pentru când încă nu știam dacă vom primi acel statut de țară candidat și am apreciat parteneriatul, colaborarea și avem și rezultatul pozitiv. Republica Moldova a primit acest statut de țară candidat, fapt ce se datorează inclusiv acele colaborări dintre societate civilă și guvern, de ce este cu adevărat foarte important în avansarea negocierilor, deja sperăm noi de aderare la Uniunea Europeană să menținem rolul societății civile drept una din priorități pentru guvern. Acest proiect, l-am menționat la început, este cofinanțat de către Uniunea Europeană și apreciem acest lucru. Uniunea Europeană, de fapt, este principalul partener de dezvoltare atât a Republicii Moldova, dar și a societății civile din Republica Moldova. Și cu această ocazie ofer cuvânt excelenței sale, domnule ambasador al Uniunii Europene, cu un cuvânt de salut. Please. Stimați domnule prim-ministru, dragi reprezentanți ai parteneri, bună dimineața. I'm very pleased to participate in this. Bună dimineața, îmi pare foarte bine să particip la acest eveniment, deoarece nu este vorba doar despre viitor, vorbim și despre prezent, deoarece într-o măsură mare, Republica Moldova a reușit să obțină statutul de candidat, deoarece organizațiile societății civile au depus un suport, au depus un efort foarte mare și au împins într-un fel guvernul să progreseze în acest domeniu. Sunt foarte sigur că vom rămâne parteneri de colaborare pe mulți ani dinainte. Cunoașteți foarte bine pentru ce pledează Uniunea Europeană. Suntem într-adevăr într-o situație nouă, cu Republica Moldova fiind deja o țară candidat, iar acest lucru înseamnă că în acest proces nu este vorba doar despre amendarea legislației sau modificarea legislației, schimbarea anumitor lucruri cu referire la procedurile parlamentare, dar totodată este vorba despre societăți. Este vorba despre transformarea societății, astfel încât să devină mult mai europeană. Și presupun că societatea moldovenească a devenit mult mai europenizată decât în trecut. Cred că aveți acum un guvern
Cred că guvernul are un punct foarte bun la începutul acestui mandat. Într-o măsură anumită este datorită faptului că Uniunea Europeană a susținut organizațiile societății civile, pentru că am considerat că ele au un rol major și o contribuție majoră în ceea ce privește schimbarea mentalităților și a țării în general. Și așa cum cunoașteți, unul din cele nouă pași care au fost evidențiate în opinia în Comisiei cu privire la Republica Moldova se refera la consolidarea implicării societății civile în procesul de luare a deciziilor la toate nivelurile. Totodată vreau să mai menționez că mai există loc de îmbunătățire. Apreciem foarte mult planul de acțiuni care a fost adoptat anul trecut și care, de asemenea, se angajează să implementeze un concept mai puternic cu referire la societatea civilă și din nou vreau să evidenționez și să subliniez colaborarea puternică pe care am avut-o până acum cu societatea civilă. Pentru noi, susținând și oferind un mediu propice pentru societatea civilă, reprezintă un principiu fundamental. Acum, pentru prima dată, delegația Uniunii Europene în Republica Moldova oferă un suport direct secretariatului pe acest domeniu, în ceea ce privește integrarea în Uniunea Europeană și totodată cu ceea ce privește la comerțul liber, comerțul cu Uniunea Europeană. Dar nu este vorba doar despre extern, suport extern, dar și despre suport intern și aici aș vrea să evidențiez faptul că împreună cu resursele Centrul pentru Resurse Juridice am promovat mecanismul de 2%, trebuie să subliniem că acest mecanism funcționează din ce în ce mai bine. Suma totală care a fost desemnată s-a cifrat la peste jumătate de milion de euro, dar totodată trebuie să menționăm că potențialul nu este folosit pe deplin, dar există acest potențial care totuși trebuie valorificat într-un mod adecvat și care să fie instrumental astfel încât vocea organizațiilor societății civile să fie auzit în modul corespunzător. Deci, vedem că acest mecanism este pe o cale ascendentă și sperăm foarte mult că acest potențial va fi folosit în modul corespunzător. Din partea noastră puteți conta pentru un suport continuu din partea delegației Uniunii Europene aici în Republica Moldova, astfel încât organizațiile societății civile să promoveze pas cu pas aproximarea Republicii Moldova, nu doar din perspectiva legislației, dar și cu privire la alte aspecte. Thank you very much. Mulțumim foarte mult, domnule ambasador. Acest proiect este implementat și în parteneriat cu Ministerul Finanțelor. Salutăm acest parteneriat, mai ales că o componentă foarte importantă a proiectului ține de îmbunătățirea guvernanței sau rolul îmbunătățirea rolului societății civile în procesul bugetar la nivel central și local. Ministerul Finanțelor este și membru Consiliului Consultativ al proiectului, ceea ce la fel este un aspect foarte important. Invit cu un cuvânt de salut secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, domnul Ion Gumine, vă rugăm. Mersi foarte mult, stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prieteni. Eu am o deosebită plăcere să fiu azi aici, să vorbesc și din perspectiva Ministerului Finanțelor. În primul rând, mă scuzați și să înțelegeți ce fac această introducere. Am întârziat un pic, pentru că am avut o negociere cu JICA, cu japonezii. Chestii care le avem zilnic, la care puțin le înțeleg. Noi de fiecare dată la Ministerul Finanțelor vorbim ce-ar fi să avem colegi în societatea civilă care ar putea răstălmăci pe înțelesul oamenilor ceea ce facem noi. Știu că criteriul politic de aderare la UE sau de alergerea UE este democrația și societatea civilă, în special pentru țările Europei din Est, care democrația este ceva mai recentă. Este leantul care cumva ajută să facem legătura între privat și public,
care ne ajută să diseminăm ceea ce noi facem și în special în contextul din Republica Moldova, ne ajută să combatem fake-urile, fake news, tot ce, și asta de fapt e și o prioritate a Uniunii Europene, societatea civilă, este utilizată pentru a răspândi valorile europene în societate, în publicul general. De ce Ministerul Finanțelor? Pentru că de fiecare dată se depune mult efort, se face mult lucru, acțiuni, dar știm că dacă nu sunt alocări financiare, dacă nu sunt bani pentru a face anumite acțiuni, reforme ce țin de integrarea europeană, atunci probabil avem un progres mult mai mic. Eu mă bucur să avem un astfel de proiect și că o să lucrăm împreună, să încercăm să educăm și societatea civilă din grassroots civil society, cum se numește, din, la nivelul fierierbii, să întărim capacitățile societății civile ca să fie capabil să ceară de la autoritățile publice, fie el de nivel central, de nivel local, să ceară mai multe explicații, informații, cum s-au bugetat banii, cum s-au cheltuit, cum s-au făcut achizițiile publice, de ce s-a făcut într-un anumit fel anume, și multe alte chestii care este o prioritate pe agenda Ministerului Finanțelor. Și sperăm împreună să accelerăm un pic progresul pe această dimensiune. Noi recent am avut un eveniment cu DGNIR, cu Comisia Europeană, de promovare a reformei finanțelor publice, PFM Policy Dialogue. Primul lucru care domnii de la DGNIR ne-au întrebat, societatea civilă va fi prezentă. Că dacă societatea civilă nu este prezentă, noi nu venim. Este absolut prioritar în procesul de integrare europeană și sunt sigur nu doar pentru finanțele publice, dar pentru fiecare sector sau domeniu, prezența societății civile. Că asta e indicatorul, revin, criteriu politic de integrare europeană. Avem o societate civilă, probabil că șansele de a ne apropia mai mult de integrarea Uniunii în Uniunea Europeană este mult mai mare. Eu, din partea Ministerului Finanțelor, exprim de fapt opinia întregii echipe și doamnei ministri care, din păcate, nu a putut să fie prezentă, noi avem toată deschiderea pentru a livra mesajele noastre împreună cu societatea civilă, să fie cât mai aproape de oameni, ca să înțeleagă ce facem noi cu bugetul de stat, cum se cheltuie banii, cum alocăm banii, ce acțiuni facem de integrare europeană, cât costă reformele, ce facem cu banii care vin de la Uniunea Europeană, care este o întrebare tot mai pregnantă și se speculează mult timp, în ultimul timp. Noi vom depune toată diligența împreună cu dumneavoastră să asigurăm că proiectul ăsta va da cele mai bune rezultate posibile. Vă mulțumesc mult! Mulțumim mult și apreciem de fapt angajamentul Ministerului Finanțelor în ceea ce ține de îmbunătățirea guvernanței în procesul bugetar. Un mic spoiler alert pentru că o să prezentăm shadow report pentru cele nouă condiționalități un pic mai târziu, dar Ministerul Finanțelor are verde practic la angajamentele ce țin de finanțele publice. Felicitări cu această ocazie și este acel semn al angajamentul pentru acele reforme care vizează îmbunătățirea guvernanței în domeniul finanțelor publice și aceasta sigur va, cu siguranță va avansa agenda europeană. Totodată eu sper că ceea ce discutăm astăzi și această dinamizare a dialogului cu societatea civilă nu are loc doar pentru că așa este cerința Uniunii Europene sau că așa sunt angajamentele noastre, dar aceasta este
o dorință sinceră a guvernării să implice societatea civilă în procesul de luare a deciziilor, deoarece aceasta nu ține doar de integrare europeană, aceasta ține de bună guvernanță, indiferent de ce angajamente ne luăm pe plan extern. Și având în vedere că o bună parte din guvernare provine din societatea civilă, eu chiar cred că guvernul este sincer în aceste demersuri. Și aș vrea să ofer cuvânt în continuare doamnei Ana Mihailov, care este directoarea de țară a Fundației Friedrich Ebert Moldova. Fundația este și cofinanțator, dar și partener în implementarea acestui proiect. Doamna Mihailov, vă rugăm. Doamnelor și domnilor, stimați parteneri, unul din obiectivele Fundației Friedrich Ebert în Republica Moldova este promovarea integrării europene prin îmbunătățirea dialogului dintre autorități și societatea civilă. Astfel, pentru noi este o onoare să cofinanțăm alături de Uniunea Europeană acest proiect, dar și să participăm la implementarea lui alături de organizațiile partenere Expert Group, Institutul pentru Politici și Reforme Europene și Institutul Virtutis Civilis. Societatea civilă, care este una din grupul țintă al acestui proiect, are un rol extrem de important în monitorizarea, dar și în implementarea acordului de asociere, a planului de acțiuni, dar și altor angajamente care derivă din statutul de țară candidată la Uniunea Europeană. Rolul societății civile în procesele de europenizare a țării a fost recunoscut și accentuat de autorități prin planul de acțiuni pentru implementarea recomandărilor Uniunii Europene, Comisiei Europene, care derivă din statutul de țară candidată la Uniunea Europeană. De ce este foarte important să insistăm pe implementarea acestor recomandări. Vom vedea în continuare din prezentarea raportului alternativ pentru implementarea acestor recomandări că domeniul cooperării cu societatea civilă rămâne a fi încă unul lacunar, înregistrează mai multe sau întârzieri la implementare, de ce este foarte important pentru autorități să acorde o atenție mai sporită acestui domeniu, să creeze condiții pentru o implicare mai activă a organizațiilor societății civile în acest proces extrem de important și să insiste în realizarea fără întârziere a angajamentelor pe această dimensiune. Pe de altă parte, și societatea civilă trebuie să se implice plenar în aceste activități de promovare a integrării europene, atât cele de la nivel central, cât și cele de la nivel local. Nu întotdeauna însă organizațiile societății civile au cunoștințele și capacitățile necesare pentru acest proces. De aia acest proiect, Societatea Civilă pentru Integrarea Europeană, vine să sporească capacitățile, să instruiască ONG-urile pentru a se implica mai activ, pentru a-și face vocea auzită, pentru a urmări mai critic acțiunile guvernului pe dimensiunea implementării angajamentelor ce țin de integrarea europeană. De aceea este foarte imperativ ca organizațiile societății civile să urmărească critic activitățile autorităților, deoarece doar printr-un dialog constructiv, pentru o cooperare constructivă dintre toți actorii și participanții la acest proces important, putem avansa pe calea integrării europene. Acestea fiind spuse, aș vrea să ne urez nouă tuturor partenerilor succese în realizarea acestui proiect și să-mi exprim speranța că acest proiect va avea o contribuție semnificativă la dinamizarea proceselor de europenizare a țării noastre prin implicarea plenară a societății civile. Cât despre fundația pe care o reprezint, vreau să vă asigur de angajamentul nostru continuu în sprijinirea acestui proces pe toate căile, prin sprijinirea societății civile, dar și a autorităților și prin promovarea dialogului dintre acestea. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult!
Stimați participanți, stimați colegi, acum voi oferi cuvânt colegii Ecaterina Rusu, care este coordonatoare acestui proiect și care va prezenta mai multe detalii despre acest proiect. Ecaterina, te rog. Prezentăm acest proiect astăzi. După cum a fost menționat, participarea societății civile în procesul decizional este o valoare a Uniunii Europene, iar societatea civilă reprezintă un mediator între autorități și comunitate, bate alarmă atunci când lucrurile nu merg în direcția corectă și, în general, promovează interesul public. Însă, pentru a-și realiza acest rol, este important ca societatea civilă să fie independentă, să fie bine capacitată și să se implice plenar în aceste activități. Sau, mai bine zis, prin acest proiect, societatea civilă pentru integrarea europeană, noi dorim să consolidăm societatea civilă, să o capacităm ca aceasta să poată sprijini și a se implica plenar în promovarea agendei de asociere. Scopul acestui proiect are două obiective, sau are două obiective de bază sau doi piloni. Primul pilon este fortificarea capacităților societății civile, sporirea rezilienței acestora pentru a se implica în monitorizarea bugetelor și a veni cu analize independente, atât la nivel local cât și la nivel central. Deci una dintre problemele care o scot în evidență rapoartele de evaluare a societății civile este că adesea ori acestea nu au capacitățile suficiente pentru a se implica în monitorizarea bugetelor, ori monitorizarea bugetului este un lucru tehnic și laborios și necesită anumite cunoștințe adecvate pentru a înțelege ce se află în spatele cifrelor. Conform sondajului Bugetul Deschis, la care face parte și Republica Moldova, deși la indicatorul ce ține de transparența bugetară stăm relativ bine, indicatorul ce ține de participarea societății civile în procesul decizional relevă mai multe carențe și reclamă necesitatea dezvoltării societății civile pe acest aspect. Prin urmare, prin intermediul acestui proiect, noi dorim să contribuim la remedierea acestei probleme. Al doilea pilon sau al doilea obiectiv al proiectului ține de consolidarea platformelor societății civile și în speță vorbim despre Platforma Națională Forumul Societății Civile din Parteneriatul Estic, Platforma Republica Moldova Uniunea Europeană și Grupul Consultativ Intern pentru Comerț și Dezvoltare Durabilă. La moment, aceste ultimele două platforme nu au un secretariat care ar asigura mobilizarea și catalizarea implicării membrilor platformelor în procesul decizional și, prin urmare, aceasta de multe ori subminează impactul pe care ar putea să-l aducă societatea civilă în acest sens. Prin intermediul acestui proiect, noi urmărim să realizăm câteva activități de bază. În primul rând, pentru realizarea obiectivului specific 1, activitățile vor demara prin oferirea unei instruiri pentru organizațiile societății civile care sunt beneficiare a proiectului. Instruirea vizează aspecte ce țin de participarea în procesul bugetar și inclusiv bugetarea participativă. Mai mult ca atât, vor fi elaborate ghiduri care vor fi accesibile publicului larg, vor fi publicate și astfel și alte organizații ale societății civile care nu sunt direct beneficiare a proiectului, le vor putea consulta și utiliza în activitatea lor. Al doilea aspect ține de, sau a doua acțiune ține de oferirea mentoratului și ghidării acestor 15 organizații ale societății civile. Prin urmare, echipa centrală a proiectului, care reprezintă o echipă de experți cu ani și experiență în domeniu, vor asista aceste 15 organizații în procesul în care acestea vor monitoriza proiectele bugetare și vor elabora analize independente a bugetului. Și ultima acțiune din cadrul acestui pilon ține de derularea unei campanii de advocacy, de mediatizare a rezultatelor acestor rapoarte, pentru ca rezultatele să fie accesibile publicului larg, cetățenii și comunitatea să înțeleagă cum autoritățile implementează proiectele, în ce măsură acestea reflectă interesul public.
Activitățile care sunt prevăzute în cel de-al doilea pilon, la fel vor demara cu acțiuni de instruire a membrilor acestor platforme, în special vorbim despre instruiri ce ține de guvernanță, fortificarea capacităților de fundraising, comunicare internă și comunicarea cu stakeholderii interesați. Iar prin crearea unui secretariat comun al acestor trei platforme, vom continua mai departe să mobilizăm atragerea altor organizații a societăților civile în aceste platforme. Vom asigura ca acestea să se implice plenar în agenda de europenizare și tot în cadrul acestui pilon va fi pe durata întregului proiect vor fi asigurate evenimente de networking, evenimente de informare, atât la nivel central cât și în teritoriu, despre dezvoltarea organizațiilor societății civile, despre cum acestea pot deveni membri a platformelor. Deci, după cum am menționat la început, acest proiect va implica suportul financiar și tehnic acordat la 15 organizații a societății civile. Vorbim despre un suport financiar de 20.000 de euro și mentorat acordat pe întreaga durata proiectului și este important de menționat că aceste organizații ale societății civile acoperă întreg teritoriul Republicii Moldova, fiind selectate din toate cele 5 zone de dezvoltare. Și aici avem și lista de organizații pe care aș vrea să le prezint astăzi. Deci, la nivelul regiunea centru avem ALDA, Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități și Părinți Solitari. În regiunea din Nord vom lucra cu Asociația pentru Drepturile Omului, Caroma Nord, Clinica Juridică din Bălți. În regiunea din Sud vom lucra cu Consiliul Național al Tineretului, Procimișlia și Organizația Dezvoltare prin Implicare. Din Găgăuzia vorbim despre Azi, Pas cu Pas și Vesta și este important de menționat că acest proiect va implica și organizația ale societății civile din Transnistria, pentru că este important consolidarea societății și din această regiune și din această regiune vom lucra cu Business Club, Moldova in Motion și Cetățean Activ. Cu unele dintre aceste organizații, Expert Group a mai lucrat și anterior în cadrul altor proiecte, astfel vom asigura continuitatea și consolidarea în continuare a societății civile. Ce ne dorim de fapt prin acest proiect? În primul rând ne dorim o participare mai activă a societății civile în monitorizarea bugetelor și nu doar o participare mai activă, dar și ca organizațiile să vină cu propuneri calitative, constructive și să participe activ în procesul decizional, iar recomandările lor să fie luate în calcul de autorități. Al doilea rezultat este capacitatea sporită a organizațiilor societăților civile de a se implica nemijlocit și a participa la realizarea agendei de asociere, iar ca rezultat noi vom obține un grad mai accelerat de implementare a agendei de asociere și de avansare în parcursul nostru european, care este un obiectiv strategic, dar și complex, care necesită un dialog continuu între autorități și societatea civilă. Mersi! Mulțumim mult, Ecaterina! Mulțumim mult, nu știu cum este. Da, mulțumim mult, Ecaterina, pentru această prezentare. Noi, de fapt, chiar de mâine începem lucrul activ în cadrul proiectului, pentru că începem planificarea, de fapt, organizarea unui eveniment de nivel înalt care va fi organizat, deci va fi dedicat procesului de integrare europeană, în parteneriat cu colegii de la Europuls, deci vom organiza și Eurosfat, un eveniment cunoscut la nivel de Uniunea Europeană în acest an, va fi găzduit în Republica Moldova și mă bucur să salut și în această sală colegiile de la Europuls și în general în cadrul acestui proiect vom începe și lucrul la demararea campaniei de informare Moldova este europeană, care la fel este foarte, foarte importantă în acest an, mai ales în contextul și demersul doamnei președinte de a participa la Marea Adunare Națională dedicată acest subiect la 21 mai și cu această ocazie cu toții vă îndemn să participați împreună cu prietenii și familiile.
Deci, în cadrul acestui proiect vom lucra foarte dinamic, foarte activ, împreună cu organizațiile societății civile la nivel local și central, și împreună cu guvernul, cu partenerii de dezvoltare, sperăm să aducem Europa cu adevărat mai aproape de noi. Vă mulțumesc foarte mult, domnule prim-ministru, stimați colegi, domnule ambasador, mai ales știm cât de încărcate sunt agendele dumneavoastră, apreciem foarte mult că ați găsit timp să veniți la lansare. Acum facem o mică pauză pentru a începe următorul panel. Dar vă rog să rămâneți în sală. Evenimentul de astăzi cu un panel de discuții pe un subiect foarte important ce ține de calea Republicii Moldova spre deschiderea negocierilor pentru aderare la Uniunea Europeană. Din punctul meu de vedere este un subiect care interesează întreaga societate, indiferent că, din ce domeniu de activitate ești. Aderarea Republicii Moldova va schimba, va influența enorm procesele de dezvoltare în Republica Moldova, precum și procesele de guvernanță, fie ea la nivel central, fie ea la nivel local. Am deosebită plăcere ca în această sesiune pe care o moderez să am vorbitori foarte interesanți, competenți și care sunt probabil că persoane care dețin informații destul de utile pentru întreaga societate și am să-i îndemn cu drag astăzi să o împărtășească cu dumneavoastră, fie că sunteți aici în sală sau ne priviți online. Vă încurajăm să ne adresați la finalul discuției și întrebări dacă vor apărea către vorbitorii noștri și deci pentru că procesul de aderare este unul complex și implică activități pe toate dimensiunile de dezvoltare și experții noștri sunt din diferite domenii și voi face o scurtă prezentare. Domnul Adrian Lupușor, director executiv Expert Group, organizație care monitorizează în mod special politicile economice și managementul finanțelor publice în Republica Moldova. Domnul Iulian Groza, director executiv al Institutului pentru Politici și Reforme, instituție care este în special specializată pe monitorizarea procesului de implementare a acordului de asociere, precum și alte domenii, despre asta o să vorbim un pic mai târziu. Domnul Ilie Chirtoacă, director executiv a Centrului de Resurse Juridice din Moldova, organizație destul de implicată pe domeniul reformei justiției. Domnul Eugen Caras, directorul Direcției pentru Integrare Europeană, probabil că sunteți cea mai documentată persoană la acest subiect. Vă mulțumim că ați acceptat să participați. Doamna Tana Foarfă, care este director executiv al Europlus România și pe care cu drag o vom invita astăzi să împărtășească și din experiența României parcursă ceva ani în urmă și desigur că un alt vorbitor în acest panel îl avem pe Iosif Iuric,
Iurici, care este manager de proiect în cadrul Delegației Uniunii Europene și care va putea să ne vorbească în special despre subiectul lansat mai devreme atât de prim-ministru cât și de ambasadorul UE în Republica Moldova, rolul societății civile în parcursul acesta de deschiderea negocierilor. Dacă analizăm ce s-a întâmplat în Republica Moldova din martie 2022, când Republica Moldova a depus chestionarul, cererea pentru a obține statutul de stat candidat, după care a transmis răspunsurile sale prin chestionarul 1 și 2, ceea ce s-a întâmplat în mai 2022, și răspunsurile primite din partea Comisiei Europene și Consiliului European în iunie 22, prin care s-a recunoscut perspectiva europeană a Republicii Moldova și totodată au fost puse și anumite condiționalități. Deci să vedem astăzi, exact la un an distanță, cum s-au schimbat lucrurile în Republica Moldova, fiindcă răspunsurile pe care le-am prezentat noi ca țară prin chestionarul 1 și 2 reflectau situația în Republica Moldova din mai 2022. Să vedem cel puțin pe cele 9 domenii sau condiționalități ale Uniunii Europene ce s-a schimbat. În acest context am să-l rog pe domnul Adrian Lupușor să ne vorbească din experiența pe care o aveți dumneavoastră, din informația pe care o dețineți drept rezultat a monitorizării implementării politicilor publice pe domeniul economic și a managementului finanțelor publice, ce s-a schimbat. Sunt aceste două domenii care ne aduc plusuri pentru apropierea procesului de a obține răspunsul pozitiv de lansarea negocierilor? Da, mulțumesc. Mersi mult. Eu înțeleg că suntem mulți în panel și va trebui să formulăm foarte succint intervențiile. De aceea, foarte succint. Pe partea pozitivă, eu deja am menționat în primul panel că avem progres foarte bun pe dimensiunea finanțelor publice, unde s-a reușit practic toate angajamentele care au fost implementate. Deși unele din ele cunoaștem și din spațiul public, au fost implementate destul de anevoios, mai ales acel regulament privind achizițiile publice de valoare mică, care a obligat deja autoritățile publice locale să asigure mai multă transparență și corectitudine pentru achizițiile publice de valoare mică, dar s-a reușit la un consens, ne bucurăm acest aspect și per ansamblu aici progresul este foarte bun. Avem și factorul, cred că doi factori importanți care au permis acest progres. În primul rând, rolul și poziția Ministerului Finanțelor, care este una din cele mai competente instituții publice cu expertiză în domeniul gestionării finanțelor publice și respectiv condiționalitățile Uniunii Europene nu au fost de fapt o problemă pentru minister, dar și condiționalitățile au fost formulate într-un mod corect, măsurabil, cu livrabile concrete, spre deosebire de alte domenii, și aici colegii cred că vor vorbi, dar pe acest domeniu a fost mai multă claritate și, dacă sunt sincer, și pentru noi ca evaluatori a fost mai simplu să evaluăm. Rolul Uniunii Europene și Fondului Monetar Internațional, care sunt și parteneri de dezvoltare și oferă și asistență tehnică pe această dimensiune, la fel a fost foarte important în acest aspect. Pe partea, nu aș spune negativă, dar domeniile unde trebuie să accelerăm semnificativ eforturile sunt, de exemplu, domeniul proprietății publice, unde, deși s-a reușit aprobarea în termen util a strategiei privind gestionarea proprietății publice, care, apropo, stabilește pentru prima dată în istoria țării un cadru foarte concret de gestionare a proprietății publice, astfel încât să evităm decizii arbitrare, de exemplu de privatizare sau de restructurare a companiilor de stat și induce, de fapt pune bazele corporatizării domeniului companiilor de stat, dar acum
prioritatea trebuie să fie implementarea și la capitolul implementării cred că trebuie să lucrăm mai mult. Avem agenția de proprietate publică care cumva și-a asumat acest angajament, dar această agenție are nevoie de suport mai plenar din partea Ministerului Economiei, care totuși este autoritatea care face politici și agenția implementează politici și în acest aspect este foarte important, în engleză top-down pressure, chiar voi spune cuvântul presiune, ci avem nevoie de o implicare mai activă a Ministerului Economiei în accelerarea reformelor în direcția companiilor de stat, mai în particular în ceea ce ține de implementarea acelei strategii de gestionare a proprietății publice. Prioritatea în acest an trebuie să fie elaborarea triajului, acel mecanism sau metodologie care să categorizeze foarte clar companiile care trebuie să fie menținute în proprietatea statului pentru că sunt strategice, companiile care trebuie privatizate, companiile care trebuie restructurate în instituții publice și așa mai departe. Deci este acel mecanism care asigură claritate, corectitudine și limitează rolul factorului politic în gestiunea companiilor de stat. Este foarte important să digitalizăm tot ce înseamnă informație despre proprietatea publică. Și acest lucru este important nu doar pentru transparență și ca fiecare cetățean să cunoască situația financiară și statutul fiecărui teren sau imobil din proprietatea publică, acest lucru tot este foarte important, dar digitalizarea este importantă și pentru a eficientiza cadrul de reglementare a acestui domeniu de către Agenția Proprietății Publice și respectiv de către Ministerul Economiei, pentru că este o problemă în ceea ce ține de circulație informației, foarte multă informație este pe suport de hârtie, legislația mai mult decât atât spune foarte clar că prioritatea o are informația pe suport de hârtie și sunt multe carențe de fapt în gestionarea proprietății publice care sunt posibile tocmai pentru că nu avem digitalizat informația despre proprietățile publice. Aceasta este baza îmbunătățirii guvernanței în acest sector. Și un ultim aspect, dar nu mai puțin important, este clarificarea modului de evaluare a organelor de conducere a companiilor de stat, clarificarea modului de numire în organele de conducere a companiilor de stat, atât mă refer la directori executivi, care în ultima perioadă deseori cel puțin nu a fost clar mecanismul de numire și deseori a indus senzația de politizare a acestui proces. Deci avem nevoie de proceduri mult mai clare și mecanisme mult mai clare de numire a directorilor în funcțiile la companiile de stat și a membrilor consiliilor de administrație. Este foarte important, odată și pentru totdeauna, să înțelegem că consiliile de administrație trebuie să fie profesioniste, independente și să nu fie politizate. Pentru că acum este o situație diferită și în cadrul strategiei de gestionare a proprietății de stat, guvernul deja și-a asumat angajamentul să profesionalizeze și să corporatizeze și să asigure independența consiliilor de factorul politic. Acest lucru trebuie să continue prin aprobarea regulamentelor propriu-zise. Guvernul recent a aprobat un regulament în acest sens, dar noi vedem o serie de carențe la acel regulament care, de fapt, nu prevede în mod foarte clar asigurarea independenței celor consilii și mai ales asigurarea cadrul de evaluare a consiliilor. Cu alte cuvinte, în regulament, dacă nu greșesc, scrie că evaluarea se face doar pentru membrii independenți și la fel în regulament nu se menționează, de exemplu, care trebuie să fie proponderea minimă a membrilor independenți, ceea ce este în contradicție și cu strategia care a menționat-o, dar și în contradicție cu legislația care prevede că pentru societățile pe acțiuni cu capital majoritar de stat,
Bordurile, consiliile de administrare trebuie să aibă mai mulți membri independenți. Eu aici mă voi opri, voi reitera că noi la Expert Group suntem deschiși pentru a ajuta guvernul să implementeze acele angajamente, atât care țin de agenda Moldova Uniunii Europeană, dar și să asigurăm buna implementare a acelei strategii privind gestionarea proprietății publice, adoptată în decembrie anul trecut, care este o strategie extrem de importantă și depinde acum și de guvern și de noi ca societate civilă, ca această strategie să nu rămână undeva pe raft, dar să fie implementată. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc pentru aceste constatări. Din punctul meu de vedere, sunt niște constatări foarte pertinente și recomandări care sper că vor fi luate în calcul de către autoritățile publice, fiindcă aceasta ar face bine tuturor în Republica Moldova și ar transparentiza și mai mult procesul de guvernanță în întreprinderile cu capital de stat. Totodată vreau să menționez că printre cele, deci Comisia Europeană, Consiliul European, au punctat pe 9 domenii destul de problematice în dezvoltarea Republicii Moldova. Deci nu putem spune că este unul din ele mai ușor ca celălalt sau am putea să avem o viteză mai mare de realizarea lui ca celălalt, fiindcă toate au rădăcini profunde în cei 30 de ani de dezvoltare a Republicii Moldova. Deci, așa cum a fost menționat în panelul anterior, avem 3 organizații ale societății civile care au realizat un raport de monitorizare a implementării acestor condiționalități pe parcursul unui an. Și, deci, una din aceste organizații este IPRE și am să-l rog pe domnul Groza astăzi să ne vorbească despre care ar fi constatările la capitolul monitorizarea acțiunilor politicilor publice implementate pentru combaterea corupției și consolidarea respectării drepturilor omului în Republica Moldova. Mersi mult, Ileana. Reforma justiției, combaterea corupției și capacitatea administrativă sunt 3 domenii cheie la care Comisia Europeană va atrage atenția atunci când va decide dacă Republica Moldova este suficient de pregătită din punct de vedere al criteriului politic. Tocmai de asta, cele 9 condiționalități expuse de Comisia Europeană pun accent în mare parte pe aceste domenii. Eu trebuie să mă refer un pic la dimensiunea corupției și pe dimensiunea drepturilor omului. Am să încep cu drepturile omului, fiindcă aici stăm mai bine. Știm foarte bine că în ultima perioadă s-au adoptat mai multe decizii, inclusiv de aliniere Republicii Moldova la convenții internaționale de specialitate în domeniul drepturilor omului, doar să menționăm convenția de la Istanbul și pe dimensiunea respectivă, pe dimensiunea drepturilor omului, Republica Moldova stă comparativ mai bine, având în vedere anii precedenți. Evident că sunt mai multe măsuri care urmează să fie implementate. Există și un comitet pentru drepturile omului care monitorizează acel plan în domeniul pentru apărarea drepturilor omului. Urmează să vedem cum se va fi structurat prioritățile pe dimensiunea politicilor exact pe acest domeniu. Dar dimensiunea corupției, iarăși, este o provocare continuă pentru Republica Moldova, dar și un subiect de atenție pentru Uniunea Europeană atunci când vine vorba, ziceam eu, de evaluarea calității unui stat candidat pentru a deveni membru Uniunii Europeană. Și știm foarte bine că acest domeniu implică un efort continuu, adică sunt necesare nu doar acțiuni la nivel de politici, dar, cel mai important, rezultate în combaterea corupției. Condiționalitățile sau acțiunile care și le-a asumat guvernul în realizarea acestui angajament sunt mai multe. Mare parte au fost pe dimensiunea legislativă. Cred că o decizie importantă care ajută la creșterea eficienței în investigarea cauzelor de corupție a fost modificarea codul de procedură care a permis instituirea mecanismului de urmărire penală judecare în absența persoanelor. Pe de altă parte, dacă ne uităm la
rezultatele concrete și la procesul propriu-zis, cred că aici se constată o dinamică mai bună în ceea ce privește investigarea proactivă a cauzelor de corupție și determinarea a cauzelor în judecată, dar cel mai bine iese în evidență aici, în comparație cu anii precedenți, faptul că pe parcursul ultimului an a crescut valoarea amenzilor și bunurilor confiscate de 2,8 ori. Totuși, cea mai mare provocare continuă să fie finalitatea investigării și judecării cauzelor de corupție înaltă. Au fost adoptate câteva decizii recente de instanțele de judecată, totuși, pentru a crește eficiența în acest sens, sunt necesare nu doar intervenții legislative, cum ar fi, spre exemplu, introducerea amendamentelor pentru a crește eficiența pe investigarea, pe măsurile speciale de investigație, sau când vine vorba de capacitatea instituțională a autorităților competente să poată eficient să investigheze, să urmărească penal și să reprezinte cauzele în instanță. Aici mă refer la Procuratura Anticorupție, în primul rând, care este autoritatea responsabilă de combaterea corupției înalte, dar și de Centrul Național Anticorupție. Și recent, un angajament asumat de guvern și o condiție impusă de comisie a fost să clarifice totuși competențele între aceste două instituții și atât Parlamentul recent a venit cu această clarificare și a stabilit foarte clar competențele dintre cele două instituții, atribuind Procuratura Anticorupție competență exclusivă pe cauză de corupție înaltă, pentru Centrul Național Anticorupție pe cauză de corupție sistemică și celelalte cauze de corupție fiind atribuite organelor afacerilor interne. Totuși, aici sunt necesare și mai multe intervenții. În ultima perioadă auzim și discuții în spațiu public privind rolul acestor instituții și cum poate fi eficientizată activitatea acestor instituții. Ce este important este că la moment trebuie depus accent pe rezultate, pe activități de cooperare și în același timp deja politicul să ia deciziile care se cuvin oportune pentru a asigura că aceste instituții funcționează ca să atingă rezultate. Un alt aspect pe care noi l-am analizat și cred că aici există niște tendințe bune când vine vorba de modul în care cadrul legislativ este supus expertizei anticorupției, cel puțin pe demisiunea executivului există o tendință bună, există o rată destul de înaltă a avizării acestor proiecte de lege de către Centrul Național Anticorupție. Totuși, o provocare continuă faptul că o bună parte din inițiativele legislative care sunt înaintate la nivel parlamentar de deputați continuă să nu neapărat să reflecte toate aceste aspecte legate de dimensiunea anticorupției, dar cred că asta urmează să fie și o prioritate pentru perioada imediat următoare. Cred că aici am să închei și am să închei cu un alt aspect de care l-am menționat la început, capacitatea autorităților și a instituțiilor publice de a pune în aplicare legea și de a implementa competențele atribuite prin lege. Și în acest sens, aceste condiționalități implică și aspectul de administrație publică, de reformă administrației publice, dar acest lucru trebuie să depășească cadrul de politici care trebuie să fie bine închegat și aici avem și o nouă strategie pe reforma administrației publice, dar este foarte important ca să se conștientizeze și acest sprijin de partea inclusiv a Uniunii Europene să continue în creșterea capacităților administrației publice de a fi reziliente și de a pune în aplicare legea, în așa fel încât să crească și calitatea de apreciere a noastră în contextul în care vom negocia viitorul acord de aderare. Iar rolul societății civile aici este nu mai puțin important și foarte mult contează implicarea organizațiilor neguvernamentale în acest proces și aici doar vreau să reiterez mesajul nostru din partea organizațiilor neguvernamentale că este foarte important ca în grupurile de lucru care au fost constituite să stabilească prioritățile pe termen mediu și lung în ceea ce privește aderarea noastră la Uniunea Europeană și care vor negocia viitorul tratat de aderare să includă și organizațiile neguvernamentale. În așa fel vom putea nu doar să monitorizăm mai bine procesele, dar și să contribuim cu expertiza care eu cred că este necesară și în așa fel vom asigura și o inclusivitate a întregului proces. Mulțumesc!
Și eu vă mulțumesc. Vreau să continuu cu subiectul sau cu discuție pe o altă condiționalitate care dă bătăi de cap Republicii Moldova de mult timp, asta este reforma justiției și totodată de oligarhizarea. Deci dacă domnul Chirtoacă, în momentul în care ați monitorizat acest aspect și ținând cont de experiența organizației dumneavoastră pe această dimensiune de mai mult timp, cum credeți, acțiunile întreprinse pe domeniul justiției de către autorități pe parcursul ultimului an ne adaugă speranțe că vom reuși în urma prezentării raportului să convingem ca să fie lansate negocierile de aderare pentru Republica Moldova sau încă este domeniu care ne va ține într-un suspans acolo unde suntem astăzi. Au fost mai multe, s-au întâmplat mai multe în acest sector în ultimele luni, deci pentru ca să înțeleagă publicul nostru ceea ce s-a produs are un impact pozitiv. Speranța noastră este să reformăm justiția știm că nu este posibil într-un an, dar cel puțin în 4-5 ani să avem o justiție deplin reformată sau acest lucru va necesita mai mult timp și mai mult efort, vă rog. Mulțumesc foarte mult, bună ziua. Uniunea Europeană a pus angajamentul ce ține de reforma justiției cap de listă și cred că nu este întâmplător. Ori, dacă ar fi să facem o retrospectivă, în anul 2017, stagnarea reformelor în sectorul justiției sau măsurile cosmetice aprobate atunci au făcut Uniunea Europeană să suspende pentru prima oară susținerea macrofinanciară, anume din motivul că reformele în justiție nu erau autentice. Și dacă ar fi să ne uităm la cele nouă angajamente sau nouă condiții, practic 5 sau 6 din ele, în funcție de cum calculăm, țin de reforma justiției, combaterea corupției și, în general, asigurarea unor măsuri pentru statul de drept. Ce a reușit într-un an în Republica Moldova în sectorul justiției, cred că, după cum spunea și dumneavoastră doamna Palehovici, va fi măsurat în timp, la nivel de impact, însă aș ține să punctez câteva aspecte foarte importante. Modificarea Constituției, lucru care nu a reușit din 3 încercări anterior și care a fost realizat în anul 2021 și respectiv în angajamentul numărul 1 deja avem ajustarea cadrului infraconstituțional astfel încât sistemul judecătoresc să fie fortificat, să fie sporită independența acestuia, dar și responsabilitatea. Modificarea Constituției este un pilon care practic pornește celelalte reforme în sectorul justiției. O altă acțiune pe care am analizat-o de-a fi răpăr și care la această etapă putem spune că deja poate fi văzută primele rezultate este formarea acestor organe de autoadministrare în sectorul justiției și replicarea acestor reforme în sistemul procuraturii. Vorbim despre un nou CSM care are un mandat de plin să asigure de acum încolo recrutarea, promovarea, sancționarea și disciplina judecătorilor și această măsură practic asigură o stabilitate, dacă vreți, pe următorii 6 ani, deci avem membri plenipotențiari în acest Consiliu care de acum încolo pot lua un pic din această greutate a Ministerului Justiției în partea ce ține de asigurarea unui sistem judecătoresc independent. Evident că suntem abia la început de cale, urmează aceeași procedură de evaluare și pentru membrii în colegiile specializate a judecătorilor. Totuși, trebuie să ținem cont de faptul că s-a reușit depășirea acestei crize pe intern, astfel încât organele de autoadministrare în justiție sunt nu doar funcționale, dar și reprezentative. În partea ce ține de provocări, sigur că
Cu toții urmărim cu atenție, sunt sigur că urmărim cu atenție procesele de evaluare a integrității etice și financiare a actorilor din sistem. Această reformă a început cu vârful piramidei, dacă se pot spune așa, cu cei care urmează să reprezinte judecătorii, dar urmează să continue și cu procurorii și judecătorii din funcție cheie. Și aici este foarte importantă comunicarea despre aceste reforme, afișarea rezultatelor și găsirea unei noi elite, dacă vreți, în sistemul judecătoresc, care urmează să asigure un proces de justiție independent. Evident că atunci când vorbim despre resetarea sistemului judecătoresc, vorbim și despre cine vor fi noi judecători și procurori care trebuie să acceadă în sistem și sistemul judecătoresc se confruntă cu o mare provocare având în vedere numărul mare de vacanțe. Practic o treime din funcțiile, cel puțin din primele instanțe, la moment ar putea spunem că sunt vacanțe și trebuie propulsate persoane integre, profesioniste în acest sistem, respectiv eforturile autorităților trebuie să se îndrepte în capacitarea și reformarea Institutului Național al Justiției, școala viitorilor judecători și procurori. Ce și-a propus, și în final am să închei pe această componentă, într-un an autoritățile a fost destul de ambițios, evident că trebuie să menționăm și anumite carențe ale procesului în partea ce ține de legislația promovată, dar și modul în care a reușit sau poate nu a reușit autoritățile să implice asociațiile profesionale și judecătorii unești din sistem. Am fost martori la acea rezistență fără precedent la reforme și, după cum o spuneau și autoritățile, un motiv din care această rezistență a avut loc a fost lipsa unei comunicări proactive și practic și o campanie de dezinformare din partea detractorilor care nu erau în acord cu această reformă. Deci, evaluarea noastră a organizațiilor societății civile este că un proces ambițios, fără precedent, de reforma sistemului justiției a început. Rezultatele acestuia sigur că nu vor fi văzute într-un an sau doi. Cert este că cel puțin elita sistemului în partea ce ține de noul Consiliu Superior al Magistraturii are mai departe întreaga independență pe care o vrea în asigurarea resetării sistemului, în asigurarea că cei mai buni judecători sunt promovați în funcție și cei care au făcut pe parcurs anumite chestiuni care nu pot fi explicate vor fi atrași la răspundere. În partea ce ține de deoligarhizare, în general, practic, acest angajament este cel mai larg. Include peste 10 acțiuni, implică și peste 8 instituții ale statului, începând de la Ministerul Justiției și terminând cu Comisia Electorală Centrală, Consiliul Concurenței, Consiliul Coordonator al Audiovizualului și, practic, vorbim despre un set de măsuri care, în ansamblu, are un singur scop: să limiteze influența unor persoane în procesele economice și politice din Republica Moldova. Aici vorbim și de o provocare care se referă la o lege cadru cu privire la limitarea acestei influențe, legea deoligarhizării, care, odată supusă unei evaluări de la Comisia de la Veneția, a fost întâlnit cu foarte multe critici. Aici merită să apreciem și rolul de flexibilitatea practică a autorităților care, înțelegând că acest proiect conține foarte multe chestiuni care merită a fi îmbunătățite, a decis să înlocuiască proiectul cu un plan național de deoligarhizare și care prevede implicarea mai multor instituții de stat în limitarea influenței externe a ceea ce numim astăzi oligarhi și un lucru care un fenomen care se întâmplă și nu doar în Republica Moldova, dar avem eforturi similare pe care le întreprind colegii noștri din Ucraina și Georgia. Am să finalizez aici spunând că și în această parte planul este destul de ambițios. Urmează încă consultarea asupra acestui plan național de deoligarhizare și
practic, având în vedere că suntem și la acest eveniment, societatea civilă are un rol extrem de important de a se implica în acest proces, de a putea, după cum spuneau și vorbitorii din celălalt panel, să traducă pe înțelesul oamenilor, pentru organizațiile de la firul ierbii, de ce este important acest efort, ce are bunăstarea cetățenilor cu reforma justiției și judecătorii independenți, cu limitarea posibilității, de exemplu, a persoanelor influente să dețină licențe în media și așa mai departe. Deci, vorbim încă despre un efort în desfășurare pe care noi, societatea civilă, o să-l monitorizăm cu cea mai mare atenție. Mersi. Și eu vă mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră și din ceea ce ați menționat, reiese că e aproape verde pe domeniul justiției, dacă am analiza în spectru coloristic de care vorbea domnul Lupșor mai devreme, că pe domeniul managementului finanțelor publice este verde pentru aderare, deci mai avem un pic până ajungem pe verde și în domeniul justiției. Sper că acest lucru să se întâmple și să vină primăvara și pe această dimensiune. După ce Consiliul European a dat această decizie pentru Republica Moldova, foarte importantă, crucială pentru dezvoltarea noastră, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a fost instituția care a coordonat efortul celorlalte instituții din administrația publică centrală pentru a elabora un plan mai detaliat acțiunilor ce vor fi întreprinse pentru realizarea celor nouă condiționalități. Domnul Caras, reieșind din funcția pe care o aveți, din rolul pe care îl are Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, cum apreciați dumneavoastră, care ar fi gradul de implementare acestor nouă condiționalități la momentul când Republica Moldova va prezenta raportul către instituțiile europene și cum credeți, raportul nostru va avea suficiente argumente pentru a convinge cele 27 de țări membre a Consiliului European să ne accepte lansarea negocierilor pentru aderare? Bună ziua! Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru această întrebare. Am să încerc să răspund și probabil o să aduc și argumente de ce eu cred că UE ar trebui să dea undă verde și pentru lansarea negocierilor. Cu permisiunea dumneavoastră, într-adevăr, vreau să mă axez pe ceea ce a făcut Ministerul de Externe în decurs de un an, după acea decizie a Consiliului European de a acorda statut de țară candidată Republicii Moldova pentru aderare. Aveți dreptate, deci urmarea acelei decizii, deci Ministerul și cu alte instituții, deci au demarat un proces de consultare și de elaborare acestui plan de acțiuni. Vreau să menționez că societatea civilă a fost inclusă de la bun început în acest proces de consultare și am avut contribuții substanțiale din partea societății civile și este important că acest lucru să se întâmple și în continuare. Deci noi ne-am axat pe acele nouă criterii formulate de către Comisie și aprobate de către Consiliu, și care s-au tradus în 60 de acțiuni pe care le cunoașteți, sunt publice, deci și instituțiile deja sunt în proces de implementare a acelui plan. Impresia Ministerului este că lucrurile decurg bine, deci raportările pe care le facem și mă voi referi ulterior un pic pe raportări. Deci arată că avem o viteză bună, avem un grad de implementare bun și avem temei să fim optimiști în sensul ăsta.
dacă ar fi să răspund la întrebarea noastră. Dar sigur că, știți, este ca și în, și în, ca și într-un tango, dacă vreți, trebuie să dansăm împreună. Deci noi trebuie să ne facem mișcările noastre, UE își va face mișcările sale. Și este important ca, sigur, să fie și previzibilitate din partea noastră, să fie și lucru de acasă făcut și, respectiv, să așteptăm și o decizie favorabilă din partea Uniunii Europene. Semnalele pe care le avem acum sunt favorabile atât din partea Bruxellesului, mă refer la Comisie, la Serviciul European de Acțiune Externă, la DGNR, în mod special la Comisie. Sigur că trebuie să lucrăm în continuare și cu statele membre, pentru că ele vor avea o decizie, deci în ultimă instanță decizia va ține va fi la statele membre care vor. Și eu cred că sunt suficiente argumente să fim optimiști. Pe lângă acest plan de acțiuni, vreau să punctez, s-a vorbit și în sesiunea de dimineață, de la început și acum, despre acest chestionar pe care noi l-am completat inclusiv cu sprijinul societății civile, pentru care le suntem recunoscători. Deci avem acest plan de acțiuni pe 9 criterii. După aceea, a partea a doua a opinii comisiei, deci la ceea ce a fost partea a doua a chestionarului nostru, de fapt, a fost raportul cel pe 33 de capitole și noi, iată, pe cele 33 de capitole tot raportăm. Deci, până acum, noi am prezentat 3 rapoarte sub formă de non-paper pe planul de acțiuni nouă, criterii, și am dat și contribuția națională la mijloc, la 19, ca să fiu mai precis, la 19 aprilie, deci am dat raportul ca și contribuție națională la raportul Comisiei din toamnă. Și acolo, în acest raport, deci vorbim despre ceea ce s-a întreprins în decurs de un an, pe cele 33 de capitole de aderare, de negocieri viitoare și, respectiv, dar și criteriile deci, economic și politic, ceea ce acoperă și planul de acțiuni deci, nouă. Deci, la momentul dat, Comisia este în examinarea raportărilor noastre. După cum spuneam, ceea ce comunicăm cu statele membre, cu serviciile Comisiei Europene, deci evaluarea noastră este una favorabilă, este una bună, dar sigur că trebuie să, după cum au vorbit și cei de până la mine, deci colegii s-au referit la de procesul de implementare, de domeniile problematice. Antevorbitorul meu a vorbit, de exemplu, despre situația cu deoligarhizarea. Într-adevăr, deci a fost acea lege care a avut opinia Comisiei de la Veneția, autoritățile, eu cred că de o manieră foarte înțeleaptă, au mers pe calea elaborării unui plan de acțiuni care va fi consultat în următoarea perioadă. Reacția Comisiei deci este una bună la ceea ce a făcut autoritățile sub aspectul cum să gestionăm acest domeniu. Deci, punctând foarte specific, de exemplu, rolul societății civile, am vorbit și ca să fac și o punte cu prima sesiune, deci s-a vorbit despre importanța societății civile și eu cred că este foarte important ca societatea civilă să urmărească acest proces în continuare și proiectul de astăzi îmi pare ceva firesc. Societatea civilă la noi tot timpul a fost locomotiva integrării europene și respectiv noi avem nevoie de acest sprijin. Ceea ce noi cunoaștem la externe este din comunicarea pe care am primit-o recent de la Parlament este că deci există și o hotărâre în cadrul Parlamentului privind lansarea unei platforme care am impresia că la mijloc de iunie va avea o primă sesiune, o primă ședință.
Deci lucrurile se mișcă, vorbitorii anteriori au spus despre ceea ce se întâmplă în drepturile omului, justiție, deci cred că lucrurile astea noi le acoperim tocmai în aceste non-paper, în aceste rapoarte către comisie și iarăși, reacția interlocutorilor noștri este una favorabilă. Există, sigur că, mai mulți factori de care, inclusiv partenerii noștri vorbesc despre legislația Uniunii Europene de a se reforma ea însăși pentru viitorii membri. Deci, Sunt o sumedenie de factori externi care sunt cumva, deci nu sunt în măsura în care noi să-i putem influența, dar este adevărat că noi trebuie să ne facem ceea ce avem de făcut pe interior cu instituțiile și acest lucru se întâmplă și deja sigur că statele membre vor decide când aceste negocieri vor demara. Au vorbit și alți colegi anteriori despre capacitate, că este o chestiune care trebuie, inclusiv societatea civilă trebuie capacitate, dar și instituțiile. Și în acest sens vreau să remarc că avem un sprijin constant din partea statelor membre care ne oferă deci instruire în diverse domenii. Noi încercăm să instruim aceste grupuri de lucru care sunt 35 la număr, deci în funcție de capitole. Și acolo va fi expertiza instituțională. Este important ca societatea civilă să fie și ea conectată la aceste grupuri de lucru, la cei ce vor face grupurile de lucru atunci când vor lansa negocieri, ca să poată să ofere și expertiză și monitorizare. Deci, din perspectiva asta, eu văd foarte mult lucru în fața noastră, deci și este, după cum își zicea și domnul prim-ministru la început, este și deci promovarea democrației și integrării europene în societate, dar și oferirea expertizei pe care deja societatea civilă o deține. Deci, din sensul ăsta, este foarte mult de lucru, dar eu văd perspective bune. Cred că mă voi opri aici, înainte doar să nu-mi scape, deci, pe lângă deci, ceea ce facem noi acum ca lucru curent, vroiam să anunț și aici, la fel, Ministerul de Externe, dar și autoritățile vor solicita sprijinul societății civile. Deci noi suntem a fost lansat un proces de elaborare a Planului Național de Acțiuni pentru implementarea deci acordului de asociere, a agendei de asociere și a prevederilor pentru aderare, deci ceea ce se conține în opinia comisiei. Acesta va fi un document deci până în 2027, cu acoperire până în 2027. Acum instituțiile lucrează, aceste grupuri de lucru lucrează asupra acestui PNA. După un prim proiect vor fi consultări publice unde vom invita societatea civilă să se expună și să ne ajute ca să facem, deci să avem un document final, să se expună cu expertiză și cu opinii. Și respectiv acest document, care iată este în formulare, ca să zic așa, la etapa de creare. Deci acest document ne va permite să avem și o monitorizare, deci atât a implementării acordului de asociere, cât și a agendei de asociere și a celor ce prescrie deci Comisia Europeană în opiniile sale. Eu vă mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc și neapărat în momentul în care veți face acel apel către organizații societății civile de a participa
în consultarea planului de care vorbiți, neapărat vom da curs invitației. Vorbesc aceasta și în capacitatea mea de copreședinte a Platformei Societăți Civile Republica Moldova, Uniunea Europeană, care are drept obiectiv monitorizarea procesului de implementare a acordului de asociere și care este gata să puncteze pe mai multe subiecte în care reiesc chiar și din implementarea acordului asocierii la care trebuie să atragem mai o atenție sporită în perioada următoare. Deci vă mulțumesc mult și voi folosi în continuare noțiunile menționate de dumneavoastră. Eu le spuneam nouă condiționalități, dumneavoastră le-ați zis nouă criterii. Nu prea contează cum le numim, condiționalități sau criterii, e tot una tema pentru acasă rămâne de făcut și un subiect important pe care trebuie să muncim și Republica Moldova a fost atenționată probabil că de Uniunea Europeană cel puțin în ultimii 7-8 ani este reforma administrației publice. Deci pentru o mai mare eficientizare a procesului de guvernanță trebuie să facem acest lucru, nu atât pentru faptul că Uniunea Europeană ne zice că iată asta este unul din criteriile în baza căruia veți fi evaluați, deschidem negocierile sau nu. Cred că pornim din interesul major pe care îl are societatea moldovenească, interesul pe care îl are Republica Moldova să îmbunătățească procesele de guvernanță, această reformă este imperios necesară și am să-l rog în continuare pe domnul Băluțel, secretar de stat Cancelarie Guvernului Republicii Moldova, să ne vorbească despre acțiunile care au fost întreprinse pe parcursul ultimului an pe dimensiunea reformării administrației publice și este clar, domnul Băluțel, până la sfârșitul anului 2023 nu avem noi reforma cap-coadă implementată. Care sunt planurile pentru viitorul imediat pe această dimensiune? Când am putea să spunem că, iată, începem și în timp de 6 luni, 10 luni, finalizăm reforma administrației publice? Bună ziua tuturor! Într-adevăr, un domeniu complex și complicat pe locuri. Eu cred că o mare realizare a primului trimestru acestui an a fost că această reformă a fost votată. Mai mult ca atât, trecerea ei prin ședință de guvern, votarea în guvern, a fost precedată de un efort enorm de consultare cu societatea civilă, în special cu autoritățile publice locale, cu CALMU. Însăși faptul că noi am restartat Comisia Paritară pentru a nu admite că ceea ce se face pentru administrația publică locală în mod special se întâmplă fără administrația publică locală, este un pas enorm având în vedere cât timp această comisie paritară a fost inactivă. Deci, chiar dacă în planul de nouă măsuri votarea reformei administrației publice centrale era planificată pentru decembrie 2022, noi am întârziat-o câteva luni, dar anume pentru acele discuții pe platforma comisiei paritare unde să se găsească un consens. Acum, documentul de reformă este unul foarte amplu, el vizează nu doar administrația publică locală, el vizează o îmbunătățire a guvernanței la nivel central, o sporire a capacităților, ceea ce la toți ne trag, respectiv este natural că procesul dat este etapizat. Anul acesta, ceea ce ne dorim noi este, în primul rând, să avem un progres semnificativ pe amalgamarea voluntară. În raport cu administrația publică locală, un obiectiv este să exersăm pe câteva cazuri cel puțin această amalgamare, să vedem cum ea lucrează, să vedem, să construim o bază de best case scenarios, dacă vreți. Ceea ce este foarte important pentru a replica modelul și procesul, inclusiv din perspectiva susținerii dezvoltării infrastructurii locale, ori amalgamarea voluntară, cum a fost anunțat anterior, vine cu un pachet de suport pentru autoritățile care vor urma să se amalgameze. Parcurgerea acestor etape este o chestie extrem de complicată. Noi, într-o lună, cam, cred că o să ajungem la să avem o claritate pe regulamentul proceselor de amalgamare. Un alt element este săptămâna aceasta avem o nouă misiune Sigma în Republica Moldova. Împreună cu ei vrem să vedem elementele pe care trebuie în primul rând să le targetăm când vine vorba de îmbunătățirea guvernanței la nivel de administrația publică centrală.
Pe lângă acest lucru vreau să menționez, de exemplu, faptul că strategia implică anumite îmbunătățiri de guvernanță, nu doar administrație publică, dar, de exemplu, a sectorului corporativ de stat, cu domnul Gumeni fiind aici unul din potențialele condiționalități pe MFA, de exemplu, este reforma APP-ului și creșterea capacităților de guvernare a întreprinderilor de stat, ceea ce este potențialul acțiunii care se întâmplă în acest an. Respectiv, nu vedem implementarea strategiei în termen de, nu știu, până la finalul anului, dar ne dorim să avem progrese semnificative pe creșterea capacităților la nivel central. Vrem să vedem operațional procesul de amalgamare voluntară anul ăsta și după care să vedem în ce măsură trebuie să ajustăm viteza de implementare, prioritățile din cadrul strategiei. Evident, asta tot în cooperare cu autoritățile publice locale, cu societatea civilă, într-o strâns coordonare cu, cu Comisia Europeană și ori procesul de implementare a strategiei trebuie să se întâmple în spiritul procesului de integrare europeană, una fără alta, nu trebuie și nu se poate întâmpla. Cam asta, dacă să fiu succint, dacă sunt întrebări, gata să elaborez. Mersi. Mult și succes în continuare în implementarea acestei reforme, care necesită extrem de multă comunicare. Comunicare cu comunitățile, cu administrația publică locală, pentru a avea parteneri în acest proces. Aceasta ne asigură succesul reformei. Deci și aici puteți miza pe parteneriatul cu organizațiile societății civile. Avem suficiente organizații active implicate în dezvoltarea comunitară care sunt interesate să pună umărul pe acest domeniu. Deci, dimineața am ascultat cu atenție ce a spus prim-ministru și ce a spus și domnul ambasador a Uniunii Europene în Republica Moldova despre importanța societății civile pentru procesul de pregătire a negocierilor de aderare a Republicii Moldova. Este adevărat că am avut și o vizită de pledoarie la Bruxelles recent, când am avut ședința platformei societății civile Republica Moldova-Uniunea Europeană, prin care am vorbit și despre rolul pe care noi putem să-l, ca societate civilă, să-l jucăm în acest proces și dorința noastră de a avea o comunicare mai deschisă, o cooperare mai deschisă de lungă durată cu autoritățile și centrale și locale în acest proces. Deci vreau să-l întreb în continuare pe domnul Iurici, care este manager de proiect în cadrul Delegației Uniunii Europene, cum se vede din exterior. Este suficient de implicată societatea civilă din Republica Moldova în aceste procese sau mai trebuie altceva încă de făcut? Ce ar mai trebui să fie schimbat în acest proces din partea societății civile și ce ar trebui să facă poate diferit autoritățile pentru ca această participare să fie mai eficientă? Vă mulțumesc pentru această întrebare bună. Voi continua să vorbesc în engleză cu ajutorul interpreților. Cu referire la progresele realizate, aș spune că cooperarea cu societatea civilă este la fel ca un proces de învățare a unei limbi străine. Niciodată nu vei cunoaște toate limbele unei limbi străine, întotdeauna vei recurge la un dicționar să mai găsești un cuvânt. Totuși, este util să vorbești o limbă străină și la un moment dat, dacă uiți anumite cuvinte, trebuie să faci un pas în urmă. La fel este și cooperarea cu societatea civilă. Este un proces care necesită efort continuu din partea guvernului și din partea societății civile. Mulți antevorbitori de astăzi au menționat că Republica Moldova a realizat progrese pentru a lansa negocierile de aderare la UE. Este un aspect diferit în acest context pentru Republica Moldova dacă comparăm condiționalitățile UE pentru alte state. Cunoașteți că UE actualmente debursează ca parte a programului Generația UE pentru recuperarea economică ca urmare a pandemiei COVID și
Țara trebuie să pregătească un plan național de recuperare, redresare și reziliență. Câteva recomandări care au fost formulate cu referire la aceste planuri din partea societății civile din statele membre UE, în unele țări, societatea civilă consideră că este implicată în consultații privind realizarea programelor și este mai ușor de implementat reformele dacă societatea civilă este implicată de la etapele inițiale de elaborare a planului și implementarea acestora. Aceasta subliniază rolul important al societății civile în acest sens. Aș dori să mai adaug, în contextul cooperării cu societatea civilă în Republica Moldova, putem învăța multe din experiența statelor membre ale UE și a statelor care s-au aflat o perioadă îndelungată în procesul de negociere de aderare la UE. Rolul societății civile este mult mai bine respectat dacă există o entitate consultativă la care guvernul apelează pentru recomandări și să ia în calcul mai bine opiniile, recomandările societății civile, dar nu separat de alte entități, ci să le consolideze proiectul pe care lansăm astăzi, Societatea Civilă pentru Integrarea Europeană, este foarte util în acest sens și noi, Uniunea Europeană, este onorată să susțină această inițiativă. Este important să implicăm societatea civilă, cetățenii și mass media, deoarece procesul de aderare, de extindere a UE, va include aspecte tehnice ce urmează a fi comunicate cetățenilor și este important cum vor fi comunicate, în ce fel și cu ce scop ca parte acestui proces. De acord cu faptul că nu trebuie să acționăm ca organizații independente, ci efectul este mai mare atunci când valorificăm potențialul platformelor și cele trei platforme despre care s-a vorbit astăzi într-adevăr au expertiză bună care poate fi valorificată pe dimensiunea de implementare acestor nouă condiții sau criterii pe care Moldova trebuie să le realizeze pentru a obține lansarea negocierilor de aderare. Pentru fiecare țară, practic, care a devenit membra Uniunii Europene, etapele sunt similare. Deci nu suntem noi primii care trecem prin acest proces și probabil că nu suntem ultimii. Dacă sperăm că Uniunea are intenția de a se lărgi și de a avea cât mai multe state membre care formează o comunitate ce consolidează democrația și contribuie la îmbunătățirea calității vieții individului din toate perspectivele. Deci România este țara care din 1 ianuarie 2007 a devenit membru a Uniunii Europene, care a trecut și ea prin etapele date și a muncit din greu pentru a obține deschiderea negocierilor și după care a obținut această decizie de aderare. Analizând acest parcurs, am văzut că chiar și în momentul când România a avut decizia de aderare, ea a avut anumite condiții sau măsuri care a trebuit să le continue, să le implementeze câțiva ani după obținerea acestei decizii de aderare la Uniunea Europeană și ele în mare măsură coincideau cu domeniile pe care Moldova le are acum în criterii. Ar fi continuarea reformelor pe dimensiunea pieței interne, economică, reforma justiției, afacerilor interne. Deci, dacă analizăm cele nouă criterii despre care am vorbit noi astăzi, practic le-am putea cumva încadra în ceea ce a avut România în 2007. Doamna Farfă, vă rog mult, din experiența României, din monitorizarea dezvoltării evenimentelor în Republica Moldova, cum apreciați, ce ar trebui să facem noi, poate, diferit? Care ar fi lecțiile pe care ar trebui noi să le învățăm din experiența României,
pentru a avea poate o viteză mai mare în acest parcurs și pentru a obține poate această decizie de aderare, nu în 10-12 ani, dar într-un termen mai scurt. Vă rog. Vă mulțumesc foarte mult. Cumva când ești ultimul vorbitor ai cea mai dificilă misiune, să încerci să fii cât mai succint, dar de asemenea să nu repești ceea ce au spus antevorbitorii. Gândurile cu care eu am venit la dumneavoastră astăzi și sunt onorată că fac parte din această dezbatere este într-adevăr să atrag atenția asupra unor lecții pe care ar trebui să le învățați, lecții bune și lecții mai puțin bune din ceea ce a făcut România în acest parcurs. România în momentul de față se află la 16 ani de când a devenit stat membru UE și la deja peste 20 de ani de când a făcut acest exercițiu de a implementa acquis-ul comunitar și de a înțelege valorile europene. Ați putea spune că la o asemenea vârstă facem parte și vorbim despre o țară matură, despre o țară care deja este la nivelul aproape de maxim de progres. Însă, din păcate, în România, anul viitor, când vor exista 4 rânduri de alegeri, ne vom afla în fața ceea ce eu, la Europuls, în articolele pe care le scriu, îmi place să numesc examen de maturitate. Și de ce spun asta? Pentru că, deși România a fost constant lăudată ca fiind una dintre cele mai pro-europene țări dintre statele membre, în acest moment ne aflăm la un pericol serios de a vedea un curent populist eurosceptic capabil de a obține rezultate absolut neașteptate. Și vine, bineînțeles, întrebarea cum am ajuns în această situație, dar mai degrabă vine și lecția pe care aș dori prima lecție pe care aș dori să vă ofer și anume faptul că pe lângă exercițiul de a bifa reformele și, mă rog, condiționalitățile sau criteriile de aderare, mai este nevoie de un exercițiu care nu se vede atât de bine, și anume promovarea și internalizarea constantă a valorilor europene. Iar acest exercițiu este esențial și de ce anume, sau cum anume îmi place să portretizez acest lucru, este că dacă decidenții politici și-ar fi făcut treaba până la capăt în a promova această misiune de necesitate de a fi parte din proiectul european, o organizație ca cea pe care o conduc eu nu ar mai fi existat. Pentru că noi ceea ce facem de 13 ani este să promovăm valorile europene și agenda europeană în România, practic luând rolul decidenților politici care nu ajung cu informația neapărat la cetățeni. Și această promovare constantă a valorilor europene se traduce într-o luptă continuă a ceea ce înseamnă a internaliza proiectul european. Și aici vine rolul societății civile și faptul că vă aflați într-o situație optimă, într-o oportunitate clară de a putea merge mai departe cu aceste valori și a le putea internaliza. Iar aici o invitație pe care aș dori să o fac este să deschideți un dialog cât mai larg cu societatea civilă din România care să poată de asemenea să ofere din aceste lecții pe care vi le spun. A doua lecție, și o să încerc să fiu cât mai succintă, este faptul că avem aceste condiționalități pe masă, dar trebuie văzute ca o oportunitate. Nu neapărat sunt criterii, într-adevăr, dar este o oportunitate de reformă. Și de ce spun asta? Este pentru că ceea ce urmează să faceți în acest moment, deci ceea ce ați început deja, dar urmează să oficializați într-un viitor apropiat, nu este un exercițiu singular. Este un maraton constant de nu doar de a implementa reformele, ci de a vă asigura că progresați, nu regresați. Și aceasta este o lecție esențială pe care noi am învățat-o în România, pentru că în acest moment, și mă bucur că amintați de Planul Național de Redresare și Reziliență, PNRR-ul nostru conține foarte multe reforme care fac, de fapt, legătură și cu ceea ce spunea și condiționalitățile pe care le aveți, pentru că am regresat în elemente esențiale privind tot ce înseamnă dialogul cu societatea civilă, tot ce înseamnă independența justiției, partea de administrație publică și digitalizarea, toate acestea noi, în continuare, le avem de implementat prin reforme și prin fondurile din PNRR Next Generation EU.
Nu în ultimul rând, ceea ce vreau să vă spun este că trebuie să fructificați absolut toate oportunitățile date de Uniunea Europeană. România, ca stat membru, a cotizat cum contribuie de fapt fiecare stat la bugetul european, dar a primit de 3 ori pe atât. Și a primit de 3 ori pe atât pentru că nu a putut să absorbă mai multe fonduri europene, pentru că ar fi primit și mai mult. Este esențial să puteți să realizați că aceste beneficii se traduc într-o stare de bine mai bună, într-un trai mai bun pentru cetățeni și deschiderea în fața cetățenilor a oportunităților care sunt oferite la nivel european este esențială. Această informare constantă de ceea ce face UE pentru cetățeni intră de asemenea în rolul decidenților politici, dar mai ales a societății civile care are această misiune, din păcate, foarte grea, de a continua parcursul pro-european și de a-l monitoriza că nu merge înapoi, ci constant înainte. Cam cu asta aș fi vrut să vă las în minte ca final de exercițiu. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc mult pentru aceste lucruri foarte bine punctate și care le voi lua drept concluzia a discuțiilor noastre. Din punctul meu de vedere, șansele Republicii Moldova cresc dacă valorificăm potențialul existent atât în societatea civilă cât și în instituțiile statului. Șansele noastre cresc dacă rămânem uniți pe obiectiv. Și doar acest lucru ne poate aduce cumva un progres pentru Republica Moldova și desigur cred că ați punctat extrem de un moment foarte important în special pentru Republica Moldova care încă se mai luptă cu acel război hibrid și cu tot felul de manipulare și informație falsă distribuită, în special pentru grupurile de populație care sunt mai puțin informate, mai puțin documentate despre valorile europene și agenda europeană. Republica Moldova a mai avut etape când a lansat reforme, când a pornit acțiuni importante pentru dezvoltarea țării, dar multe din ele au ieșuat datorită faptului că comunicarea a fost insuficientă, datorită faptului că în momentul în care autoritățile implementau o reformă, considerau că acel a fost pasul cel important și nu de a comunica această reformă cetățeanului și de a-l atrage să susțină această reformă, deci ea nu avea un final fericit din cauza că nu găsea susținerea cetățenilor. Deci trebuie să învățăm lecțiile despre care ați vorbit dumneavoastră, să investim mai mult în parteneriate, parteneriate cu cetățenii, parteneriatele cu organizațiile societății civile și să facem tot posibilul ca informarea să fie constantă și oportunitățile de reformă de care vorbiți mai devreme să fie valorificate pe deplin. Din punctul meu de vedere, Republica Moldova nu a mai cunoscut o astfel de susținere cum o are acum, deci aceasta este poarta deschisă a oportunităților. Dacă nu prindem momentul acum, dacă nu ne răsflecăm mânicile acum, dacă nu punem un umăr de la umăr, am putea să avem această poartă curând închisă. Deci îndemnul meu pentru toți este să criticăm, să analizăm, dar în același timp să punem umărul pentru a construi împreună o Moldovă europeană aici, a o reforma împreună și totodată îndemnul meu este către autoritățile publice, fie ele centrale sau locale, să țină urechea permanent deschisă pentru a auzi ce spun organizațiile societății civile, pentru a vedea ce pot oferi organizații societății civile, iar îndemnul către organizații societății civile este să investească constant în capacitatea lor de a contribui la procesul de reformare și totodată să nu uite niciodată că ei reprezintă anumite grupuri din societate,
comunicarea cu aceste grupuri trebuie să fie constantă. Odată ruptă această comunicare, scade și din autoritatea societății civile și face societatea mai vulnerabilă. Îndemnul meu este să rămânem uniți pentru parcursul european al Republicii Moldova. Vă mulțumesc tuturor pentru participare în acest panel și vă urez o zi bună în continuare.